Ahora yo me miro a tu cama fotónica a filmar, y era un desastre. Mira, Celeste. Hola, Monarica, este la locul ei, ca să-mi aduc aminte că trebuie să fiu recunoscătoare în fiecare zi pentru ce am. Așa. Deci este incredibil ce vreme este, încă trebuie să șterg un pic camera. Acum mai bine. Este incredibil ce vreme este afară. Și pentru că este... Crina! Să știi că te așteptam la birou, aici. Vezi, birou. Crina este prietena mea din America. M-am văzut cu ea acum de curând și pleacă astăzi și, în păcate, nu poate să ajungă la birou, dar mă bucur că m-am întâlnit cu ea. E așa minunat să-ți vezi prietenii cu care nu sunt în România și clipele astea sunt atât de prețioase și te pup și te un zbor frumos, ea pleacă astăzi. Și cine mai vrea să se mai relaxeze este această ființă. Nu se poate așa ceva. Adică cum? Eu sunt fascinată de această pisică pentru că mie nu-mi plac pisicile în mod normal, dar este foarte drăguță. Și vine la noi vine la noi la birou. Yes, ma'am. Deci vine la noi la birou și se așează pe canapea. Nu strica. Măi, ce faci? Nu este a noastră, dar îi place la noi la birou. Și, în general, stă la mine pe birou. Miti, care e treaba aici? Sincer, sunt fascinată de această pisică. Pentru că... I'm a dog lover. I'm not a cat lover. Dar se pare că am devenit și cat lover. Ce faceți aici? Am văzut că ai împachetat un tricou. Da. Teo, ce faci? Teo e foarte cumințică. Și că filmează pe tine, nu pisica. Dar ce are pisica? E foarte drăguță pisica. Cred că pisica folosește cel mai mult canapeaua în ultima vreme. E canapeaua ei, da. Așa. Bine. Să mă filmez și pe mine. Ok. Vreau să vă spun că avem o nouă întâlnire. O cine cu Andreea, pe data de 22, înainte de Paște, în săptămâna mare, așa că dacă vreți să ne vedem, puteți să vă rezervați un loc pe shop.andrealaicu.ro și partenerul nostru este și Vichy, așa că o să fie și surprize de la Vichy. Așa, da? Ok! unde? Am luat laptopul și nu știu ce am lucrat. E laptopul meu acolo? A, da. Așa. Și paharul. Am venit să niște apă, de fapt. De fapt, un pahar. Așa, așa, da, bine. 41. Gata. M-am reinstalat la mine în birou. Și s-am reinstalat ordinea. Și gata. Pot să mă apuc să muncesc liniștită. Am 41, n-am 43. Peste 2 ani o să fac 43. Ce vreți să faceți astăzi când e vremea asta așa? Pot să mă arătă. Adevărul că e un nor aici incredibil. Cred că o să... Nu știu, n-am jucat niciodată la loto. Nu cred că am jucat niciodată la loto, sau cred că poate nici eu. cum s-a întors? S-a întors singur. Așa, ce activități aveți astăzi? Mulțumesc foarte mult! Ce ați vrea să faceți acum? Deci, ne vedem la cină pe data de 22. Mi-ar plăcea să ne vedem cu drag. Așa.
Bun. O să acum să răsună un mail și sunt cu voi imediat. Bun. La mulți ani, mulțumesc, dar nu este ziua mea. Cum păgăsit pachetul trăiește în echilibru cu tine? Din păcate, cartolinele s-au terminat și nu am mai făcut. Sunt sold out, probabil că o să facem din nou. Agenda o poți o cumpăra în continuare pe site, pe shop.andrearaicu.ro. Ce produse de păr folosesc? Folosesc Kerastase și L'Oreal Profesional. E ziua... Nu, nu este ziua mea. E un exercițiu să joci la loto. Foarte bine. Care e Facebook-ul meu? Sau de la vreme. Andreea Raicu. Asta e Facebook-ul meu. La ce lucrez astăzi? Lucrez la un proiect pe care o să-l lansăm în curând. Așa că stați, stay tuned, pentru că o să revenim cu noi proiecte. Deocamdată am lansat lumânările de care vă povesteam. Adică acestea. Sunt mai multe. Sunt iubire, visează, fericire, liniște și recunoștință. Și le găsiți pe shop.andrearaicu.ro. A, și dacă vreți, puteți să vă... Că am fost tot foarte des întrebată de canalul de YouTube. Nu uitați să vă înscrieți la canalul meu de YouTube, pentru că o să aflați foarte multe dintre lucrurile pe care eu le fac, răspunsuri la întrebările voastre și cam atât. Nu, deocamdată nu vor niciun proiect în televiziune. Vă îmbrățișez, vă urez o zi frumoasă și chiar dacă e urât afară, nu contează. Bucurați-vă de ce aveți! Pa! Exact, drag sunt. Mulțumesc!